Stimați colegi, bună seara! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Avem mai multe subiecte pe ordine de zi, importante, cred. Înainte însă de a procede la examinarea subiectelor pe care Cancelarea le-a propus spre examinare astăzi, o succintă informație despre procesul de privatizare a activelor publice, care astăzi a avut, zicem, ca element licitația de comercializare a unor terenuri. Vreau să-l rog pe domnul director Agenției Proprietății Publice, Ghenadie Țepordei, succint să informați cetățenii despre rezultatele licitației de astăzi și care sunt planurile pe viitor, iarăși terenuri, metal feros și tot ce ține de proprietățile statului. Vă rog. Bună ziua! Domnule prim-ministru, permiteți să aduc la cunoștința dumneavoastră că astăzi s-a petrecut o licitație cu strigare. Au fost comercializate, expuse spre vânzare prin procedura licitației cu strigare 4 bunuri, întreprinderi și bunuri imobile. Toate au fost comercializate. Vreau să menționez că a fost înstrăinat terenul de pe strada Vasile Lupu cu suprafața de 5,6 hectare la prețul de 230 de milioane de lei și terenul cu o suprafață de 1,5 hectare, la fel de pe strada Vasile Lupu, la prețul de 69 de milioane de lei. În total, la fel au fost înstrăinate două întreprinderi de stat. În total, suma care a fost, ori statul care urmează să încaseze bugetul de stat din înstrăinarea activelor date, constituie 305.140 de milioane lei. Acum, pe viitorul apropiat, la fel mai sunt deja inițiate proceduri de înstrăinare, la fel prin licitație cu strigare. Până pe data de 3 noiembrie sunt expuse spre sau se așteaptă cererile de participare pentru 6 bunuri imobile, la fel sunt terenuri și construcții, complex de bunuri, situați în municipiul Chișinău. Licitația propriu-zisă va fi pe data de 4 noiembrie 2020. Totodată sunt expuse spre vânzare pachetele de acțiuni din societatele pe acțiuni în care statul are cotă parte. Prin intermediul bursei de valori, licitațiile vor fi petrecute în perioada de 3 noiembrie-11 noiembrie 2020. Orice doritor urmează să se prezinte pentru a participa la procesul de licitație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domn director. Deci astăzi au fost vândute, din câte înțeleg, bunuri publice într-o sumă mai mare de 300 de milioane de lei. Reamintesc, stimați colegi, că în bugetul anului 2020 de la privatizare sunt prevăzute 700 de milioane de lei. Deci astăzi o parte din această sumă a fost completată. Din câte ați relatat, domnule director, înțeleg că acel teren de la sau cele ambele terenuri care împreună constituie aproape 7 hectare de la Vasile Lupu le-ați vândut cu mai mult de 20.000 de euro aru, dacă corect calculez eu. Întocmai, domn prim-ministru, aru la 20.000 de euro aru. Iar la terenul de 1,35 hectare aru 22.000 de euro. În jur de 22.000 de euro aru a costat. Vă mulțumesc, domn director, și după cum ați anunțat, în următoare perioadă urmează alte licitații cu strigare, deci cum am spus, acel care oferă prețul cel mai mare, acel care câștigă, deci invităm agenții economici, investitorii să participe la aceste licitații. Și alt subiect care este de interes comun, săptămâna aceasta, dacă înțeleg corect, se finalizează primul trimestru de studii și vreau să-l rog pe domnul ministru Igor Șarăf succint despre vacanță, proceduri, ca astfel încât și părinții și copiii să știe ce urmează următoarea perioadă. Știu că și un ordin a fost emis în acest sens.
Stimate domn prim-ministru, stimați colegi, vreau să vă prezint o situație generală la moment în instituțiile din Republica Moldova. Conform datelor prezentate de organele locale de specialitate, din numărul total de 1240 de instituții de învățământ primar, gimnazial și liceal, 1227 instituții de învățământ, procesul educațional se desfășoară fizic, cu aplicare diverselor forme de organizare a studiilor, 13 instituții sunt în carantină, de asemenea avem 305 clase închise în carantină, 265 de elevi confirmați pozitiv, 6334 în autoizolare, 368 de cadre didactice confirmate pozitiv și 382 aflate în izolare. Săptămâna viitoare elevii se vor afla în vacanță. În ceea ce privește organizarea alegerilor, am emis un ordin în ziua de 9 octombrie, conform căruia în instituțiile unde se vor afla, unde se vor efectua alegerile, în ziua de luni va fi organizat învățământul la distanță, în prima zi după încheierea vacanței, respectiv dând posibilitatea ca să se facă dezinfectarea în aceste instituții. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domn ministru, și ultimul subiect care, bineînțeles, este permanent pe agenda și atenția publicului larg este situația pandemică. Doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, în privința disponibilității locurilor în spitale, în terapiile intensive și despre ultimele evoluții, dacă e posibil să ne informați. Stimate domnule prim-ministru, deci conform datelor operative de la ședința punctului focal, astăzi în tratament la domiciliu sunt circa 8.000 de persoane, în spital deci au fost internate 2.800 de persoane la moment care trec tratamentul în condiții spitalicești. Avem locuri disponibile, inclusiv locuri disponibile și în terapia intensivă, dar întreprindem oricum în continuare măsuri pentru a consolida capacitățile terapiilor intensive regionale care le-am instituit, inclusiv prin dotarea cu acele dispozitive medicale. Dar locuri sunt. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Locuri sunt, nu trebuie să le completăm, trebuie să fim precauți. De altfel, am văzut că o statistică descendentă în ultimele zile. Sper să păstrăm acest trend descendent. Și ultimul chiar moment, domnul ministru Raelean, eu astăzi m-am întâlnit cu câțiva primari din raionul Hâncești, cu președintele din raionul Hâncești, acolo ca și la Glodieni sunt foarte îngrijorați de modul cum merge implementarea programului Drumuri Bune. Am înțeles că mai multe localități încă nu sunt în reparații, deci nu se repară. Eu înțeleg că este vorba de o companie care deja a construit în 4 sau 5 raioane. Eu vă rog foarte mult, Hâncești, Glodieni și care raioane mai sunt, deci de intensificat aceste activități și moment foarte important, la anul viitor, nu mai adjudicați la o companie 7 raioane sau 8 sau nu știu cât, indiferent de ce nu ne spune. Cu atât mai mult că am înțeles că în Hâncești este companie de construcție a drumurilor care putea să participe, pentru că mă tem să nu nimerim în altă extremitate, vrem repede să nu avem deficiențe la calitate. De ce vă rog foarte mult să intensificați aceste activități. Și eu sper foarte mult că nu va rămâne nicio localitate în care nu va reuși în acest an să reparăm drumurile, dar în cazul, Doamne ferește, dacă rămân asemenea localități, asigurăm autoritățile publice locale că acele sume care nu au fost valorificate în acest an vor fi alocate anul viitor suplimentar la cele sume care vor fi în bugetul anului 2021. Vă rog această evidență să fie ținută și respectiv comunicare cu autoritățile publice locale în acest sens. Stimați colegi, propun să procedem la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi cu privire la cadre. Doamna secretar general al Guvernului, Liliana Iaconi, vă rog.
Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în conformitate cu prevederile cadrului normativ și anume în conformitate cu prevederile legii cu privire la guvern, legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și în conformitate cu regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Cancelarei de Stat, aprobat prin hotărârea Guvernului 657, se propune eliberarea domnului Valeriu Secaș din funcția de secretar general adjunct al Guvernului din data de 21 octombrie 2020. Eliberarea are loc ca urmare a transferului domnului Secaș într-o altă autoritate la solicitarea persoanei și cu acordul persoanei. Rog aprobarea demiterii, eliberării domnului Valeriu Secaș. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna secretar general, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Ținem să-i mulțumim domnului Valeriu Secaș pentru munca desfășurată în funcție de secretar general adjunct al guvernului și să-i dorim succes în noua funcție. Subiectul numărul 2 de pe ordine de zi, domnul ministru al economiei și infrastructurii, Serghei Railean, vă rog. Mersi mult. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării protocolului de amendare a acordului privind comerțul liber dintre Guvernul Republica Moldova și Cabinetul de Ministri al Ucrainei, semnat la Chișinău 13 noiembrie 2003. Amendamentul propus are drept scop substituirea actualelor reguli de determinare a țării de origine a mărfurilor, aprobate prin decizia Consiliului Șefilor de Guverne a Comunităților Statelor Independente în cadrul comerțului bilateral, cu cele prevăzute de Convenția Pan-Euro-Mediteraneană, care vor permite aplicarea principiului cumulării diagonale a originii. Acțiunea dată va facilita investitorii și mediul de afaceri să valorifice la maxim regimul comercial existent cu Uniunea Europeană, utilizând mecanismul de acumulare diagonală și cu Ucraina. În practică, producătorii autohtoni vor putea importa materii prime și componente originare din Ucraina, ulterior prelucrându-le în Republica Moldova și exportând produsul finit în Uniunea Europeană, fiind însoțite de certificatele de origine moldovenească, fără achitarea taxei vamale, conform regimului preferențial existent. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt careva opinii, întrebări, comentarii la acest proiect. Nu sunt. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 3, vă rog, continuați, domnul ministru. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unei sonde arteziene. Proiectul are drept obiectiv transmiterea unei sonde arteziene din administrarea Ministerului Afacerilor de Interne, gestiunea Inspectoratului General a Poliției de Frontiere, către administrația zonei antreprenoratul liber, parcul de producție Valcaneș. Subsidiar, administrația parcului de producție Valcănești se obligă să asigure livrarea fără întrerupere și pe termen nelimitat a volumului necesar de apă potabilă cu titlu gratuit sectorului Poliției de Frontieră Vulcănești din cadrul Direcției Regionale Sud a Inspectoratului General a Poliției de Frontieră. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi! Proiectul este foarte clar. Dacă sunt întrebări, nu sunt, vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 4, doamna secretar general al Guvernului Liliana Iaconi, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri. Proiectul prevede transmiterea cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului Orășenesc Briceni, din proprietatea publică a statului, administrarea Cancelariei de Stat, gestiunea economică, instituția publică, agenție servicii publice, a încăperilor nelocative cu suprafață de circa 118 metri pătrați, amplasați în orașul Briceni,
precum și a mijloacelor fixe incorporate din proprietatea cancelarului guvernului în proprietatea orașului Briceni. Este de menționat că în anul 2004, prin decizia administrației publice locale din orașul Briceni, încăpirile respective au fost transmise în gestiunea economică Serviciului Stare Civilă Briceni pentru desfășurarea activității de domeniu. Ca rezultat al deschiderii activității Centrului Multifuncțional Briceni, a decăzut necesitatea utilizării în continuare a spațiilor menționate anterior. Iar pentru păstrarea integrității clădirii și a organizării lucrului în deplină măsură, se propune transmiterea acestor încăperi nelocative din incinta Casei de Cultură și a mijloacelor fixe incorporate în administrarea primăriei orașului Briceni. Proiectul a fost supus procedurii de avizare și expertizare în conformitate cu cerințele cadrului normativ relevant. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, nu văd doritor de a înainta întrebări sau de a comenta acest proiect, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 5, domnul director Agenției Proprietății Publice, Ghenadi Țepordei, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la dizolvarea unor întreprinderi de stat elaborat de Agenția Proprietății Publice în temeiul legii privind administrarea și detatizarea proprietății publice, cât și a legii privind la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală. Proiectul privește dizolvarea prin lichidarea 5 întreprinderi de stat din domeniul irigării, și anume întreprinderea de stat Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hâncești, întreprinderea de stat Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni, Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești, Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Drochea și Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei, și reprezintă una din măsurile aferente implementării planului de acțiuni privind măsurile ce urmează a fi întreprinsă după executarea hotărârii Guvernului numărul 439 din 2019 pentru transmiterea unor bunuri și modificarea anexei numărul 22 cu indicele 9 la hotărârea Guvernului numărul 351 din 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltări Regionale și Mediului în comun cu Agenția Proprietății Publice și Agenția Apele Moldovei la data de 6 martie 2020. Totodată, proiectul prevede transmiterea bunurilor domeniul public aferent infrastructurii de irigare, și anume barajelor, digurilor de protecție împotriva inundațiilor și a căilor de acces, din gestiunea întreprinderilor de stat ce urmează a fi supuse procesului de lichidare în administrarea Agenției Apele Moldovei, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Astfel, aprobarea și implementarea proiectului are drept scop remedierea problemelor ce persistă în cadrul întreprinderilor de stat din domeniul irigării. În contextul celor expuse, solicit aprobarea proiectului hotărârii de guvern în cauză. Mulțumim! Mulțumesc, domn director, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări. Întreprinderi din domeniul irigării avem, irigare nu avem. Au rămas doar ștampii la directorul și contabilul care generează pierderi mai mult nus la aceste întreprinderi de stat. De ce ideea de a transmite ce e posibil asociațiilor consumatorilor de apă este bună, trebuie susținută și noi ca stat trebuie să investim în acele apeducte magistrale, astfel încât mai mulți agricultori să se poată conecta la sursa de apă. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 6, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, Ministerul Finanțelor prezent atenție dumneavoastră proiectul dispoziției Guvernului cu privire la instituirea grupului de lucru pentru coordonarea implementării programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană. Scopul proiectului constă în asigurarea unei reprezentări mai largi a autorităților și instituțiilor publice implicate în coordonarea programelor de cooperare
transfrontaliere și transnaționale în grupul de lucru, în condițiile în care perioada de activitate a grupului de lucru existent, creat în baza dispoziției guvernului numărul 87D din 2017, încetează în anul curent. Astfel, în prezentul proiect de dispoziție sunt propuși în calitate de membri 14 autorități și instituții publice, inclusiv 2 reprezentanți ai 2 instituții publice cu statut de observator. Totodată, proiectul dispoziției își propune reflectarea schimbărilor survenite în Sistemul Național de Management și Control pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională în urma modificărilor cadrului național de reglementare de a implementării acestora. Instituirea unui nou grup de lucru pentru coordonarea implementării programelor de cooperare finanțate de Uniunea Europeană, nelimitat ca perioadă de activitate și cu o reprezentare mai largă a instituțiilor implicate, va contribui la o mai bună implementare a programelor pe teritoriul Republicii Moldova. Implementarea proiectului nu necesită alocare de mijloace financiare suplimentare de la bugetul de stat. Proiectul a fost supus avizării și expertizării din partea autorităților în modul stabilit de legislație, obiecțiile și propunerile au fost luate în considerație. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări referitor la acest proiect. Nu avem întrebări, proiectele le-am examinat preventiv. Vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 7, domn ministru Igor Șară, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție noastră proiectul hotărârii de guvern privire la înființarea Monumentului în memoria persoanelor deportate în perioada anilor 1940-1953 în satul Caplan, raionul Ștefan Vodă. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat acest proiect în temeiul prevederilor articolul 7, alineatul 1 din Legea Monumentelor de For Public, în baza deciziei la acest subiect a Consiliului Local Caplan. Monumentul se propune a fi edificat în scopul comemorării persoanelor deportate din satul Caplan în această perioadă. Au fost deportate 16 familii din sat, 46 de persoane. Monumentul a fost înlăzat în intravilanul satului vis-a-vis de gimnaziu. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea, edificarea monumentului și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din contul mijloacelor financiare ale bugetului primăriei satului Caplan, inclusiv din donații, sponsorizări și alte resurse care nu sunt interzise de cadrul legal. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domn ministru, stimați colegi, și eu vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 8, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 494 din 2020 pentru aprobarea regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19. Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în temeiul articolului 29, alineatul 2, din legea numărul 69 din 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Condiția care a impus elaborarea proiectului rezultă din decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 33 din 28 septembrie 2020, prin care a fost abrogată decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 10 din 15 mai 2020, prin care era stabilită perioada stării de urgență în sănătate publică, la care face referință articolul 20 din legea numărul 69. Modificările incluse în proiect vor permite în continuare aplicarea opțiunilor și mecanismelor de flexibilitate în vederea achiziționării de bunuri și servicii necesare pentru a asigura în continuare răspuns operativ la situația de urgență în sănătate publică. Astfel se prelungește aplicarea prevederilor regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 pe perioada deciziei Guvernului de a prelungi aplicarea normelor prevăzute la articolul 20 din legea numărul 69. Rog susținerea proiectului.
Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Colegi, vă rog, dacă sunt întrebări, extindem perioada de valabilitate ale unor articole sau unor prevederi ale legii 69 în contextul combaterii COVID în Republica Moldova. Nu cred că sunt obiecții, de ce vă rog să susținem acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 9, doamna Liliana Iaconi, vă rog. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun spre examinare proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 657 din anul 2009 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea structurii și efectivului limită ale Cancelariei de Stat. Prezentul proiect de hotărâre este elaborat în vederea raționalizării structurii Cancelariei de Stat și urmărește scopul de a îmbunătăți procesele interne și de a consolida controlul intern managerial, dar și de a eficientiza colaborarea Cancelariei de Stat cu alte autorități publice, centrale și locale. Astfel, proiectul prevede crearea unei noi subdiviziuni responsabile de coordonare și monitorizarea aspectelor sectoriale și intersectoriale și mai ales asigurarea sinergiei în vederea obținerii unui rezultat optim. Totodată, în scopul administrării instituțiilor publice subordonate Cancelariei de Stat, dar și gestionării eficiente a patrimoniului public aflat în gestiunea Cancelariei de Stat și nu în ultimul rând a gestionării eficiente și eficace a banilor publici, se propune consolidarea acestor atribuții într-o subdiviziune structurală nouă. Totodată, se propune modificarea structurii Biroului Politici de Reintegrare și crearea unei subdiviziuni interne responsabile exclusiv de zona de securitate, destinată să organizeze și să sprijine activitatea delegației moldovenești în Comisia Unificată de Control. Suplimentar la cele menționate supra, proiectul mai conține și unele ajustări în denumirile unor subdiviziuni și modificări de ordin tehnic. Este important să menționăm că toate propunerile se încadrează în limita mijloacelor bugetare planificate, iar efectivul limită se propune a fi micșorat cu 5 unități. Proiectul a fost consultat și avizat cu toate părțile interesate, iar la definitivarea acestuia au fost luate în considerație toate propunerile prezentate. Rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt întrebări referitor la acest proiect, organizarea și funcționarea Cancelariei de Stat. Nu sunt întrebări. Pentru concretizare, doamna secretar general, eu înțeleg că modificările respective vizează și instituirea biroului pentru veterani în cadrul Cancelariei. Dacă da, atunci care este situația cu concursurile și angajarea persoanelor în această structură, în acest birou, care are amenirea să asigure sau să acorde un suport suplimentar veteranilor? Aceasta este prima întrebare. Și a doua întrebare, care e soarta biroului relații cu diaspora? Pentru că am auzit diferite opinii, rămâne la cancelare, pleacă la Ministerul Afacerilor Externe. Care este situația astfel încât să scoatem și motiv pentru speculații din societate la acest capitol? Vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, referitor la biroul relației cu veterani, vă informăm că acest birou a fost instituit încă din vară și deja este funcțional. Sunt angajați 4 funcționari publici din cei 5 prevăzuți în organigrama Cancelariei de Stat. Biroul deja și-a început activitatea în forță, deja au și elaborat și un plan de acțiuni foarte concret ce urmează să întreprindă până la sfârșitul anului, inclusiv am demarat și procedura de trasare a sarcinilor pentru anul 2021, foarte concret. Concursul pentru ocuparea celei de-a cincea funcție va fi anunțat suplimentar. Suntem la control, ținem la control acest proces de angajare și de coordonare a activității biroului cu veteranii. Prin acest
profit de ocazie ca să mulțumesc tuturor autorităților care au dat curs tuturor solicitărilor de la Biroul Relației cu Veteranii pentru consolidarea informațiilor generale ce privește problematica veteranilor. Referitor la Biroul Relației cu Diaspora, într-adevăr am avut o tentativă de a transfera acest birou la Ministerul Afacerilor Externe, reieșind din propunerile partenerilor de dezvoltare. La moment a fost stopat, Biroul Relației cu Diaspora rămâne în structura Cancelarei de Stat, în același efectiv și cu aceleași funcții. Vă mulțumesc pentru informația prezentată. Referitor la Biroul Relației cu Veteranii, într-adevăr, eficiența acestei structuri depinde de modul cum vor interacționa structurile statului. Aici mă refer, bineînțeles, și la Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Sper că este deja această cooperare și interacțiune. Rog colegii de la Biroul Relației cu Veteranii mai mult atenție să acorde informării obiective și corecte a societății și veteranilor despre activități. Eu am fost câteva zile urmă în Isporieni să aflu acolo că guvernul a retras din Parlament proiectul cu privire la polițele de asigurare medicale pentru veterani. Bineînțeles, acesta este un fals, nu este corect, noi invers am promovat acest proiect, dar datorită populiștilor din Parlament, acel proiect nu este aprobat așa cum prevede, cum a fost solicitarea veteranilor și cum prevede și Constituția. Deci vă rog la capitolul informare a veteranilor să eficientizăm activitatea. De asemenea, vă rog să discutați mai mult cu veteranii pentru a ști mai multe despre necesitățile și așteptările oamenilor care au apărat patria cu arma în mână cu ani în urmă. În privința Biroului Relației cu Diaspora, se cere mai mult, da, rămâne același efectiv, același loc, aceleași birouri, se cere mai mult eficiență, eu cred, și aici mai multă informare despre activități. Acum este necesar să fie antrenați în informarea cetățenilor noștri de peste hotare referitor la exercițiul electoral. Noi ne dorim ca cât mai mulți cetățeni de-ai noștri să participe la aceste alegeri. Știu că Ministerul Afacerilor Externe depune toate eforturile împreună cu Comisia Electorală Centrală pentru a asigura această posibilitate. Aici trebuie și biroul să se implice mai mult. Fiindcă suntem la acest subiect, domnul ministru Țulea, vă rog dacă avem ceva informații suplimentare în privința birourilor electorale peste hotare în acest moment, inclusiv unele momente care ar putea apărea în funcție de evoluția situației pandemice în acele țări. Vă rog, domnul ministru. Vă mulțumesc mult, stimați domnul prim-ministru, stimați colegi, și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene monitorizează constant toate evoluțiile din țările. Unii intenționează, unii practic am decis deschiderea secțiilor de votare, monitorizăm situația și evoluția epidemiologică, având în vedere riscurile care sunt valabile practic în toate statele. La moment avem câteva situații care ar putea eventual deveni o problemă, dar misiunile noastre diplomatice lucrează intens pentru a remedia aceste riscuri, inclusiv prin comunicare activă cu autoritățile statelor de acreditare. Informez că subiectele legate de deschiderea și bună desfășurare a legii în aceste state este discutată la cel mai înalt nivel. Am deplină convingere că vom ajunge la momentul ca să desfășurăm alegeri fără impedimente, dar trebuie să fim conștienți că anumite riscuri, inclusiv de deplasare, pot să existe, de aceea ne-am propus să informăm la această etapă foarte activ cetățenii prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, prin intermediul asociațiilor diasporale cu care comunicăm foarte activ, inclusiv prin intermediul paginilor web, paginilor de Facebook ale misiunilor, ca să informăm pe toți cetățenii care vor să-și exercite dreptul la vot despre cele mai bune soluții, cele mai actuale informații cu privire la restricții care sunt impuse și la regulile sanitare care sunt implementate de către aceste state.
Mulțumesc. La capitolul logistic au fost organizat tot, avem personal necesar pentru toate birourile electorale, da, peste hotare și tot așa mai departe. Deci la capitolul logistic, noi deja am demarat transmiterea repozitoriului electoral, buletinii de vot în majoritatea statului, utilizând o schemă care a fost agreată de comun cu Comisia Electorală Centrală. Deci chiar în aceste zile loturi cu repozitoriul pleacă în diverse destinații. Nu există la moment careva probleme și impedimente care să nu fie acoperite prin acțiunea Ministerului Afacerilor Externe. Și la moment nu avem probleme. Birourile electorale sunt formate. În acest an, inclusiv cu o participare foarte, și o implicare foarte activă a cetățenilor din diaspora noastră. Vă mulțumesc, domn ministru. Vă rog foarte mult toată atenția la acest proces. După cum am spus, este absolut imperativ și necesar ca toți cetățenii Republicii Moldova care doresc să-și exercite dreptul de vot să aibă această posibilitate. Stimați colegi, am revenit la proiectul prezentat de doamna Iaconi. Deci, deși a fost majorată cu 5 unități efectiv datorită creierii biroului relații cu veteranii, de cât înțeleg, per total avem minus 5 unități. Susținem probabil această abordare și dacă nu aveți obiecții, propun să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 10, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță, vă rog. Estimate domnul prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Prin proiectul de lege respectiv se propune operarea unor modificări în mai multe acte legislative care au ca scop reducerea tranzacțiilor înumerate în economie. Guvernul susține în principiu implementarea unor măsuri de promovare a plăților fără numerar, însă acest proces trebuie să fie analizat amplu pentru a nu afecta pe de o parte persoanele fizice și juridice care fac procurări de bunuri și servicii, iar pe de altă parte întreprinzătorii care desfășoară activitate economică. De asemenea, subiectul reducerii numerarului în economie trebuie examinat în complex pentru evitarea împovărării suplimentare a celui mai important sector a antreprenoriatului național, întreprinderile mici și mijlocii. Astfel, adoptarea și implementarea modificărilor în actele normative vizate urmează a fi precedată de o amplă comunicare cu reprezentanții sectorului bancar și adoptarea unor măsuri concrete de reducere a comisioanelor bancare. Totodată, urmarii a analizei textului proiectului de lege au fost propuse mai multe ajustări în vederea îmbunătățirii calității proiectului, iar unele dintre propuneri vor fi incluse în proiectul documentului de politici fiscale și vamale pentru anul 2021. Rog susținerea proiectului avizului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, o inițiativă salutabilă, care necesită însă o pregătire mai bună, astfel încât prin aceste acțiuni, măsuri, să nu venim cu o presiune administrativă suplimentară asupra business-ului din țară. Și, după cum ne-am înțeles, în proiectul pentru politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, pe care îl consultăm acum cu publicul larg și care îl vom aproba în câteva săptămâni în guvern, măsuri de acest gen trebuie să se regăsească. Și eu știu că sunt acolo. Dacă nu sunt întrebări sau obiecții, rog să aprobăm avizul prezentat de Ministerul Finanțelor. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 11, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 12 din legea 156 privind sistemul public de pensii înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către un deputat în Parlament. Potrivit notei informative a autorului proiectului, se propune consolidarea cadrului normativ existent pentru modificarea mecanismului de calcul al pensiei minime. Reiterăm că Guvernul susține necesitatea consolidării măsurilor de protecție socială a persoanelor cu venituri mici, însă redacția propusă de către autor, proiectul nu poate fi susținut din următoarele considerente. Amendamentul propus stabilește derogări de la principiile care sunt stipulate în legea 489 privind sistemul public
de asigurări sociale, și anume principiul egalității și principiul contributivității, ceea ce determină risc de a transforma sistemul de asigurări sociale într-un sistem de asistență socială. Mai mult ca atât, enunțăm că amendamentul propus de autor nu este clar și concis, motiv pentru care se creează dificultăți în interpretarea acesteia. Astfel, nu este clar care minim de existență va fi aplicat, urmează a fi luat în considerare inclusiv și pentru care perioadă se propune. De asemenea, nu este indicată corelația dintre indexarea pensiilor prevăzute în articolul 13 al legii 156 cu privire la sistemul public de pensii și cuantumul pensiei minime. Ori, pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. Suplimentar menționăm că proiectul implică alocări de mijloace financiare suplimentare, costul cărora nu este estimat și nu este indicată nici sursa de finanțare. Rog susținerea avizului prezentat. Vă mulțumesc, doamna ministru, mă uit la autorul inițiativii și doar vreau să spun atât de tânăr, dar deja populist. Stimați colegi, este clar argumentarea, din păcate proiectele populiste curg gârlă. Sperăm că odată cu trecerea campaniei electorale, responsabilitatea autorilor acestor inițiative va reveni la un nivel acceptabil. De aceea vă rog să aprobăm proiectul avizului prezentat de doamna Dumbrăveanu. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 12, domnul ministru Serghei Railean, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea codului navigației maritime comerciale a Republicii Moldova. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea obligativității deținerii recunoașterii Comisiei Europene de către societățile internaționale de clasificare a navelor recunoscute de către Republica Moldova. Propunerea legislativă nu ridică aspecte de compatibilitate și corespunde legislației Uniunii Europene în domeniu, totuși propunerea implică probleme de aplicabilitate practică și va genera anumite restricții de acces pe piața Republicii Moldova a societăților de clasificare care nu dețin recunoașterea Comisiei Europene, dar pot demonstra o performanță înaltă. Mai mult, societățile de clasificare a navelor care dețin recunoașterea Uniunii Europene manifestă interes pentru colaborare doar cu pavilioanele mari. Ori, introducând cerința privind deținerea recunoașterii europene de către toate societățile recunoscute de Republica Moldova, statul nostru riscă să lase o bună parte a flotei sale maritime fără supraveghere și clasificarea acestor organisme indispensabile transportului maritim comercial. Codexul celor menționate, inițiativa legislativă nu se susține. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu sunt. Argumentele sunt clare. Vă rog să aprobăm avizul. Aprobat. Vă mulțumesc. Subiectul numărul 13, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuța, vă rog. Stimați domnule prim-ministru, stimați membrii Guvernului, se prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea avizului Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 397 privind finanțele publice locale. Proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 397 are drept scop schimbarea modului de repartizare a mijloacelor financiare acumulate din taxa pentru folosirea drumurilor de către de la proprietarii autovehiculilor înmatriculate în Republica Moldova, și anume repartizarea acestora în cuantum de 100% către bugetele locale din nivelul 1. Redacția propusă nu poate fi susținută, deoarece la moment taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculi înmatriculate în Republica Moldova este repartizată în proporție de 50% pentru reparația întreținerea drumurilor publice naționale și locale de interes raional și 50% pentru reparația întreținerea drumurilor publice locale, comunale și străzi. Raționamentul fiind utilizat întregii rețele de drumuri publice din țară. Respectiv, modificarea propusă va distorsiona modul de finanțare a lucrărilor de întreținere, reparație și reconstrucție a drumurilor publice, naționale și locale, ceea ce se va răsfrânge negativ asupra drumurilor locale de interes raional și condițiilor de deplasare pe acestea. Totodată, proiectul nu intervine cu soluții privind compensarea surselor de constituire a fondului rutier, iar lipsa indicării expres a altor surse de finanțare a fondului rutier
conferă proiectului incertitudine și aplicare echivocă. Mai mult ca atât, autorii proiectului de lege nu au efectuat o analiză în privința impactului bugetar generat de implementarea acestor prevederi. În contextul celor expuse, rog susținerea avizului negativ a Guvernului la acest proiect. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Vă rog dacă sunt întrebări. Nu sunt. Vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 14, domnul ministru Ion Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Apiculturii în Republica Moldova pentru anii 2021-2025, dar și a planului de acțiuni privind implementarea acestei pentru anii 2021-2022, care a fost elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu suport proiectului Agricultura Competitivă în Moldova. Scopul Programului Național de Dezvoltare a Apiculturii pentru anii 2021-2025 este restructurarea și modernizarea sectorului apicol și creșterea competitivității produselor apicole pe piața internă, dar și pentru export. Proiectul propus spre examinare are ca obiectiv general majorarea volumului de producție și a exportului de miere până la 8,2 tone anual către anul 2025, ce constituie aproximativ de două ori mai mult decât se exportă în prezent. Într-o realizare obiectivului general, programul își propune sporirea patrimoniului apicol și creșterea productivității stupinelor, îmbunătățirea fondului genetic apicol autohton și stării de sănătate a familiilor de albine, diversificarea producției apicole și consolidarea capacităților de producere și prelucrare a produselor apicole cu valoare adăugată sporită prin cooperare și creare de centre apicole și grupuri de producători, promovarea culturii consumului miere și stimularea comercializării locale, triplând practic consumul de miere pe cap de locuitor, dar menținând rata de export a producției apicole la nivelul de 90%. Stimularea practicii apiculturii industriare prin consolidarea capacităților apicultorilor și creșterea numărului de specialiști tineri în sector și atragerea acestora pe viitor. În mare parte, acțiunile stipulate în program vor fi implementate prin utilizarea mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, iar pentru unele activități care vor fi realizate în limitele resurselor financiare alocate din buget. Totodată, pentru unele activități majore care implică bunăoară crearea infrastructurii, achiziții de echipamente și crearea sistemelor informaționale, vor fi necesare costuri suplimentare care vor fi acoperite prin atragerea investițiilor din partea partenerilor externi. Implementarea programului național va crea condiții necesare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului apicol în Moldova. Majoritatea numărului de stupine profesionale și stupinilor de prăsile, inclusiv dezvoltarea clusterelor apicole, care va asigura implementarea metodelor moderne de întreținere și reproducere a albinelor. În general, dezvoltarea sectorului apicol va avea un impact nu doar asupra majorării volumului producției apicole, ci și a producției agroalimentare globale, întrucât albina melifera asigură polinizarea peste 80% din culturile agricole. În acest context, solicit respectuos susținerea Programului Național de Dezvoltare a Apiculturii pentru anii 2021-2025. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, un nou program național de dezvoltare de data aceasta a apiculturii. Vă rog, dacă avem întrebări, comentarii, propuneri suplimentare și dacă avem siguranța că acest program nu va ocupa și el un loc de onoare pe cele rafturi cu multe strategii și programe, care în afară de necesitatea de a raporta mare efect nu aduc. Avem această siguranță, domnul ministru. Stimați domnule prim-ministru, stimați colegi, apicultura Republica Moldova este în creștere pe parcursul ultimilor ani, dar într-adevăr producătorii din sector au solicitat acest program, este o strategie aparte anume pentru ei. Ei se implică destul de puternic în se vor implica de fapt și în implementarea programului dat prin investițiile lor proprii, dar sunt foarte multe acțiuni care trebuie să fie făcute, inclusiv și dezvoltarea sectorului de laboratoare, managementului în sector, instruirea tinerilor, instruirea medicilor veterinari. De aceea sunt mai multe acțiuni și
sunt sigur că acest program nu va sta undeva pe o poliță ca să se prăfuiască. Iar rezultatele, ne așteptăm la rezultate foarte bune, pe lângă investițiile care vor fi făcute de către stat prin bugetul alocat în fondul de subvenționare, beneficiile scontate se vor ridica la peste 3 miliarde de lei până în 2025. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Într-adevăr, este necesar, pe lângă investițiile private pe care le fac exponenții acestui sector, să venim și cu cele publice, mai ales în infrastructura calității, acele laboratoare. Doar că, domnul ministru, vă rog, atunci când veniți cu propunerile pentru cadrul bugetar pe termen mediu, pentru legea bugetului pe anii următori, nu uitați de această prioritate, astfel încât Ministerul Finanțelor, resursele disponibile să le distribui conform priorităților și eu sper că acest program va fi printre priorități. Înțeleg că ați consultat cu sectorul, cu exponenții acestui business, documentul, deci dacă nu sunt întrebări sau obiecții, stimați colegi, având asigurările domnului ministru că este un program bun, vă rog să-l aprobăm. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 15, domnul ministru Serghei Ralean, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materie primă, materiale, accesorii, ambalaj primar și articole de completare importate pentru fabricarea în exclusivitatea mărfilor destinate exportului aprobate prin hotărârea Guvernului numărul 359. Scopul proiectului constă în completarea listei menționate cu doi agenți economici, și anume Societatea pe acțiuni Floarea Soarelui și Societatea Corespundere Limitată Transoil Refinery. Ambele agenți economici activează în domeniul fabricării uleiurilor și grăsimilor și au fost selectați de către Comisia Interministerială, constituită din reprezentanții Ministerului Finanțelor, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și a Camerei de Comerț și Industrie. Modificările propuse vor oferi dreptul companiilor selectate să beneficieze de prelungirea termenului de plată a TVA și a taxei vamale pentru o perioadă a ciclului de producere de nu mai mult de 180 de zile, materie primă, materiale accesorii, ambalaj primar și articole de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului. Consecutiv, menționez că până în prezent de aceste stimulente beneficiază 37 de agenți economici. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, precizări la acest proiect. Eu corect înțeleg că este vorba despre oferirea posibilității pentru aceste întreprinderi de prelucrare a materiei agricole primare să producă uleiul pentru export, dat fiind faptul că materia primă este insuficientă anul acesta în Republica Moldova și dacă așa pot să mă exprim, prindem și noi la minte, exportăm, vom exporta produse deja prelucrate cu valoare adăugată mai înaltă, dar nu materia primă, cum o vindem noi ca de obicei. Corect înțeleg? Întocmai, domnul prim-ministru. Mulțumesc. Este necesar să oferim posibilitatea întreprinderilor noastre prelucrătoare să activeze în regim normal. Dacă nu sunt obiecții inclusiv de la colegii de la Ministerul Finanțelor, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 16, domnul ministru Oleg Țulea, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiect hotărâre Guvernului pentru modificarea unor anexe la hotărârea Guvernului numărul 959 din 2018, care vizează structura și efectivul de personal al Serviciului Diplomatic al Republicii Moldova peste hotare. Acest proiect de hotărâre are la bază necesitatea consolidării capacităților instituționale în vederea realizării strategiei naționale de atragere a investițiilor și de promovare a exporturilor, precum și a planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, prevăzut în programul de activitate a Guvernului 2020-2023.
urmarea unei analize cuprinzătoare a relațiilor comerciale și investiționale cu partenerii strategici, precum și reieșind din interesul mediului de afaceri național și de peste hotare, de a dezvolta proiecte investiționale, se propune instituirea birourilor comerciale în cadrul următoarelor ambasade, deci în Republica Austria, Republica Franceză și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Deci, în cazul Republicii Austria, biroul comercial economic din cadrul ambasadei va acoperi mai multe țări din Europa Centrală. În cazul Republicii Franceze și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, nota de prezentare face referință la relația actuală comercial-economică și aflarea lor în lista prioritară a celor parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cheltuielile care sunt necesare pentru punerea în aplicare a acestui proiect vor fi acoperite din bugetul planificat pentru 2021, precum și din contul economiilor alocate bugetare prevăzute pentru întreținerea misiunilor diplomatice, care au fost obținute inclusiv din optimizarea cheltuielilor la activitatea de bază, deci în sumă totală de aproximativ 4,8 milioane de lei pentru un an. Acest proiect a fost avizat pozitiv de către Ministerul Justiției, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, precum și Centrul Național Anticorupție. Rog respectuos susținerea acestui proiect. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc, domnul ministru Serghei Railean, domnul ministru Oleg Țuleaș, stimați colegi, aceste birouri economice pe care le avem pe lângă mai multe ambasade și acum avem intenția să deschidem și în țările de unde așteptăm mai multe investiții, trebuie să lucreze mai eficient. Și sarcina prioritară acum pentru perioada următorilor ani este atragerea investitorilor în acele 18 platforme industriale pe care noi le creăm în raioane. Deci fiecare dintre reprezentanții economici ai noștri trebuie să vină cu investitori în țară, altfel aceste investiții pe care le facem noi, aceste cheltuieli își pierd rostul. De ce vă rog asupra eficienței activității acestor reprezentanți să muncim mai mult și de informat cu regularitate societatea despre succesele și despre rezultatele activității acestor birouri și nu doar a birourilor, dar întreg corpul diplomatic pe care îl avem noi peste hotare. Vă mulțumesc. Subiectul numărul 17, domnul vicepreministru Serghei Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din legea numărul 69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative. Măsurile prevăzute de legea numărul 69 din 21 mai 2020 au fost aplicabile pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 10 din 15 mai 2020 sau pe perioada termenilor prevăzute în legea respectivă. În conformitate cu articolul 29 liniatul 2 din legea numărul 69, guvernul este în drept să decide în privința prelungirii termenilor de aplicare a unor norme prevăzute în această lege, dar nu mai mult decât 3 luni de la data ridicării stării de urgență în sănătate publică sau de la data expirării termenilor prevăzute în articolele respective. Prin hotărârea numărul 732 din 30 septembrie 2020, guvernul a prelungit până la 31 octombrie 2020 termenul de aplicare a unor norme din legea numărul 69. Astfel, prin prisma proiectului respectiv, se propune extinderea cu o lună până la 30 noiembrie 2020 a termenului de aplicare a celorași măsuri și anume menținerea achitării de către angajatorul de la locul de muncă de bază a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților care întrunesc criterii definiției de caz pentru COVID-19, menținerea dreptului la spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la 100% și respectiv de până la 50% din salariul de funcție pentru personalul medical prevăzut la articolul 5 din legea numărul 69,
menținerea chitării indemnizației unice în mărime de 16.000 lei angajaților infectați cu COVID-19 din cadrul instituțiilor și subdiviziunilor medicale care sunt prevăzute la articolul 6, litera A, din legea numărul 69, extinderea termenului aferent dreptului de a prezenta certificate de origine preferențială a mărfurilor în copii sau autentificate cu semnătură electronică în vederea confirmării originii mărfii, extinderea termenului de aplicabilitate a unor norme legate de achiziții publice necesare pentru prevenirea și controlul COVID-19, precum și posibilitatea de a achita în avans pentru achizițiile publice necesare în acest scop. Implementarea acestei hotărâri se va efectua în limita cuantumului resurselor financiare prevăzute în acest sens în bugetul de stat. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi. În continuare extindem unele prevederi din legea 69. Domnul viceprim-ministru le-a prezentat astfel încât medicii să poată primi acele indemnizații de 16.000 atunci când este cazul, să poată primi acele sporuri salariale, dar și agenții economici să poată beneficia de facilitățile respective. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să vă expuneți. Dacă nu, intuiesc că nu, vă rog să aprobăm acest proiect. Vă mulțumesc. Aprobat. Subiectul numărul 18, domnul ministru Ion Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă spre atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Necesitatea elaborării proiectului vine în contextul legii numărul 156 din anul curent pentru modificarea legii numărul 276-2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, a legii numărul 92 pentru modificarea legii numărul 312 din 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora, dar și recomandărilor Curții de Conturi. Aceste reglementări impun operarea unor modificări în hotărârea Guvernului numărul 455 din 2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, hotărârea Guvernului numărul 507 din 2018 pentru aprobarea regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele Startup din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, dar și hotărârii Guvernului numărul 476 în 2019 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă mediului rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii. Principalele prevederi ale proiectului de hotărâre țin de acordarea subvențiilor migranților reveniți care efectuează investiții în sectorul agricol, post-investițional și subvenții în avans pentru proiectele Startup. Ajustarea condițiilor de acordare a sprijinului financiar grupurilor de producători agricoli pentru comercializarea producției agricole prin intermediul grupului de producători pentru care s-au asociat. Îmbunătățirea condițiilor de acordare a subvențiilor producătorilor agricoli la accesarea creditelor de la băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare la încheierea contractelor de leasing. În vederea sporirii atractivității sectorului zootehnic, se propune să fie egalată plafonarea mărimii subvenției acordate sub formă de compensație din valoarea utilajului tehnologic nou de la 3 milioane pe beneficiar la 5 milioane pe beneficiar. Pentru stimularea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare, se propune extinderea termenului de achiziționare a utilajului de la 2 la 3 ani precedenți anului de subvenționare. Această măsură a fost solicitată în special în condițiile anului curent. În scopul susținerii producătorilor agricoli în condițiile actuale climaterice, se propune majorarea subvenției pentru compensare parțială a cheltuielilor suportate la irigare de la 1,32 lei pentru fiecare metru cub, cum este în prezent, pentru apa utilizată la irigare, până la 2,34 lei pe fiecare metru cub. Implementarea prevederilor proiectului se va efectua din contul alocațiilor prevăzute pentru Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în limita aprobată de bugetul de stat pentru anul respectiv și cu antumul prevăzut de către legislația în domeniu. Proiectul de referință a fost avizat și expertizat de către ministerele de resort și Centrul Național Anticorupție. Totul este pozitiv. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări, modificări
importante, deși nu radicale, în regulamentul cu privire la subvenționare în agricultură, solicitate de inclusiv de agricultori. Văd aici că majorăm și pentru irigare și alte măsuri de acest gen, cred că trebuie de susținut. Dar vă rog, dacă sunt întrebări, nu sunt, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Am menționat că modificările sunt importante, dar nu radicale. Domnul ministru, noi am discutat despre necesitatea revederii mai cardinale a abordărilor în privința subvenționării în agricultură. Probabil că este timpul să stabilim sau să revedem prioritățile. Nu neg faptul că trebuie în continuare să susținem agricultorii la procurarea tehnicii tractoarelor astea frumoase pe care le vedem acum pe drumurile naționale, dar nu trebuie să uităm de irigare, nu trebuie să uităm și de alte aspecte care vor sau sunt menite să eficientizeze activitatea agricolă. Nu în ultimul rând am spus că noi trebuie să condiționăm cheltuiala banilor publici pentru agricultori de eficiența și de modul cum agricultorii folosesc resursa principală care este pământul. Eu am solicitat de mai multe ori să includem acea condiționalitate, respectarea asolamentului. Eu înțeleg că sunt unele constrângeri tehnice încă, este greu de urmărit acest proces, dar vă rog, nu lăsăm pe an înainte. Pentru că noi o să continuăm să plantăm toată țara cu floarea soarelui, să distrugem terenurile, să exportăm materia primă altora, care pe urmă ne vând cu 3-4 ori mai scump. Noi, între timp, tot continuăm să pompăm bani în fondul de subvenționare. Deci vă rog foarte mult, aceste aspecte nu trebuie de lăsat pentru mulți ani în continuare, așteptăm cu o abordare mai radicală și mai eficientă în privința subvenționării. Ceea ce vorbeați dumneavoastră pe hectar, deci subvenționarea la hectar, subvenționarea, dacă vorbim de zootehnie, per capita și tot așa mai departe, vă rog, discutați cu această industrie și să venim să utilizăm acești bani în mod eficient. Și de asemenea, bineînțeles, ne interesează așa ce trebuie în comun cu colegii de la Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, vrem să vedem și eficiența utilizării acestor bani. Noi avem cazuri și le-am remarcat și le mai vedem încă o dată, când statul continuă ani la rând să pompeze bani în unii lideri agricoli, agrari. La fiecare leu plătit de ei, noi plătim înapoi 4 sau 5 lei și deja sunt 5 ani de când facem acest lucru, nu o să duc exemplu, și vedem cu ce se termină toată această binefacere, să zicem. De ce, vă rog, trebuie de susținut agricultorii care investesc cu adevărat în ramură, care muncesc aici, dar nu care se ocupă cu alte activități. Și ultim moment legat de acest aspect, domnul ministru, noi vă așteptam cu modificarea regulamentului pentru a acorda acea compensare parțială a pierderilor suportate la prima grupă pentru circa 250 de agricultori care au prezentat actele înainte din 1 iulie autorităților publice locale, dar care din vari motive, nu știu de ce, nu au reușit să ajungă la minister și respectiv acei agricultori care pe drept pretind la acele recompensări trebuie să primească bani. Care este situația cu acele modificări? Dacă înțeleg eu corect, trebuie modificări din nou la regulament. Da, domnul prim-ministru, proiectul a fost elaborat, este în proces de avizare, imediat la următoarea ședință a Guvernului va fi aprobată. Va fi înaintat spre aprobare. La următoarea ședință a Guvernului vom aproba acele modificări, astfel încât acei aproape 250 de agricultori să primească și ei compensația respectivă. Da, întocmai. Vă mulțumesc. Stimați colegi, fiindcă da, la ceea ce l-am rugat în privința modificărilor ulterioare a regulamentului cu privire la subvenționare, vreau să-l rog pe domnul secretar de stat Sergiu Golovaci, Ministerul Afacerilor Interne, să prezinte subiectul numărul 19, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetar Fiscale numărul 181 din 2014, a Regulamentului privind gestionarea Fondului de Urgență a Guvernului,
aprobat prin hotărârea Guvernului 62 din 2015 și în conformitate cu procesul verbal al ședinței Comisiei pentru Situația Excepțională a Republicii Moldova din 21 octombrie 2020. Scopul acestuia constă în alocarea autorităților publice din Fondul de Intervenție a Guvernului a sumei de 2.662.000 lei, urmare a situației excepționale care s-a manifestat prin ploi torențiale și abundente din 29 septembrie 2020. Astfel, Consiliului Raional Ialoveni urmează să fie alocată suma de 600.000 lei pentru repararea rețelelor electrice interne ale liceului teoretic Olimp din satul Costești, raionul Ialoveni, iar Consiliului Municipal Cumrat suma de 2.062.000 lei pentru compensarea pagubelor proprietarilor caselor ce necesită a fi demolate și procurate alte locuințe și, de asemenea, compensarea parțială a pagubelor proprietarilor a căror bunuri imobile au fost afectate în urma inundațiilor din 29 septembrie 2020. La etapa implementării proiectului, Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate pe măsura prezentării documentelor confirmative. Stimați membri Guvernului, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la proiectul prezentat. Comentarii, obiecții, sugestii pentru viitor. Aici, într-adevăr, este vorba de alocarea unor mijloace financiare pentru a acorda suport fie cetățenilor, fie autorităților publice locale care au avut de suferit în urma precipitațiilor abundente. Trebuie însă un moment să-l menționăm aici, pe care l-am discutat și la ședința Comisiei Situații Excepționale. Da, noi reparăm aceste prejudicii, alocăm acești bani, dar nu tot timpul aceste probleme, aceste situații se întâmplă exclusiv din cauza forței majore, a timpului sau nu știu ce. De exemplu, 600 de mii pe care îi alocăm pentru acoperit, pentru liceul din Olimp, din Costești, pentru reparația rețelelor electrice și a echipamentului de acolo. S-a întâmplat atunci când o companie care a câștigat contractul să repare acoperișul a descoperit clădirea, s-a dus să se odihnească și, bineînțeles, că a plouat taman în momentul respectiv. Aici este clar că cu asemenea atitudine o să rămânem și fără bani, și fără școli, și fără alte bunuri. Aici eu consider că autoritățile publice locale trebuie să aibă o atitudine mai responsabilă, inclusiv la etapa de desemnare a câștigătorilor pentru asemenea lucrări de reparație. Deci nu este normal să descoperi clădirea, să o lași baltă, să plouă și să se distrugă toată clădirea în care învață 500 de copii. Aici, la capitolul responsabilitate, achiziții publice trebuie de lucrat și eu vreau să rog și să atenționez autoritățile publice locale că nu să ne mai puneți în situații de acest gen. Atunci când se vor mai întâmpla lucruri din cauza ineficienței dumneavoastră, o să alocați din bugetul local. Noi de la centru nu o să vă mai dăm acești bani. Acum este o situație dramatică, pur și simplu, la Costești. Școala respectivă în care învață 500 de copii trebuie imediat reparată pentru ca copiii să poată reveni la studii. Sunt întrebări și în privința inundațiilor și la Comrat și în alte localități. De ce eu rog autoritățile publice locale să manifeste mai multă, zicem, eficiență aici și responsabilitate. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Și subiectul numărul 20, vă rog, continuați, domnule Sergiu Golovaci. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat. Proiectul este elaborat în scopul intervenirii operative a statului în vederea asigurării cu bunuri din rezervele materiale de stat a instituțiilor și populației care au avut de suferit în urma rafalelor de vânt puternice însoțit de ploaie abundente care au avut loc în 13 octombrie 2020. Astfel, calamitățile naturale descrise au provocat prejudicii semnificative în comuna Căinarii Vechi din raionul Soroca, fiind afectate acoperișurile primăriei, grădiniței, deci pentru copii, precum și a 5 case de locuit din localitate.
Urmarea eliberării bunurilor materiale din rezervele de stat, în sumă de 78.265 lei, populația și instituțiile vor beneficia de ajutor sub formă de bunuri materiale, în special țiglă metalică, plăci de fibrociment și cherestea. Aprobarea prezentei hotărâri va asigura repararea instituțiilor și gospodăriilor afectate, precum și va ameliora condițiile de activitate a instituțiilor și a modului de trai a cetățenilor, care au avut loc de suferit în urma calamităților naturale. Implementarea prevederilor prezentului proiect necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat Agenției Rezervei Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în sumă totală de 78.265 lei pentru completarea stocurilor în rezerva de stat. În baza celor expuse, stimați domnul prim-ministru, stimați membrii guvernului, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Eu, folosindu-mă de ocazie, încă o dată vreau să mulțumesc efectivului Inspectoratului General de Situații de Urgență, care au reacționat foarte rapid în acea noapte, când 4 localități din Republica Moldova au fost afectate de ploi, satul Boșcana, Criuleni, satul Visoca, Soroca, Căinarii, Vechi, Soroca și Cașba, Glodeni. Știu că imediat ați reacționat, am informația și de la primari cu mulțumiri pentru modul cum ați acționat. Și respectiv vă rog permanent să fim atenți, să fim la serviciu atunci când este necesar de oferit acest suport, exact așa cum ați făcut la Comrat, când împreună cu Armata Națională, fapt pentru care vreau să mulțumesc și domnul ministru Pânzăr, ați ajutat oamenii să fim și în continuare așa vigilenți și gata de a acorda suportul. Stimați colegi, agenda a fost, ședința de astăzi a fost epuizată. Dacă nu sunt alte anunțuri sau întrebări, vă mulțumesc pentru participare. Seară bună, sănătate tuturor!